Popescu, sunt reprezentantul editurii RAO, care a comis această carte alături de multe altele ale maestrului. Nu avem microfon. O să încerc să vorbesc un pic mai tare și mi-am notat pe o hârtie câteva gânduri tehnice pentru a face o introducere a acestei acțiuni care, deși foarte călduroasă, sper să fie una reușită. Și am intitulat aceste gânduri Vinul Săraru pentru că îmi place. Sau Insectarul lui Vinul Săraru. Cred că trebuie să mă bucure această zi. Cred că merităm cu toții această zi. De fapt, cred că merităm cu toții mai mult în fiecare zi. Știu că Dinu Săraru este un nostalgic. Știu că Dinu Săraru are, de când se știe și implicit de când scrie, pentru că știu că scrie de când se știe, nostalgia trecutului imediat. Și merge așa în cascadă până la nostalgia începutului. Capitalism, socialism, ia capitalism și tot așa până la Marcian Haș, probabil. Înapoi la sat, la țară. Înapoi de la senectute, la copilărie. Nevoia de simplu, clar și pur. Aș vrea să nu aibă dreptate din usărat. Aș vrea să nu ne mai dicteze niște nenorociți viața. Aș vrea ca ei să nu mai fie tot ei. Aș vrea să nu mai fim atât de slabi și fragili în fața lor. Aș vrea ca linia subțire dintre noi și ei să fie mai zdravă. În loc de încheiere, viața îi face în continuu în ciuda lui Dinu Săraru. Apar permanent, în fiecare zi, sau ceas, breaking news, cu magistrați de la cel mai înalt nivel aproape arestați pentru comerțul cu capre sau cu edili de urbe importante implicați și aproape la fel de arestați în monitorizarea cu ajutorul poliției din subordine a propriilor sau nu, amante. Nu mai e nimic de zis. Unii spun că realitatea este o iluzie cauzată de lipsa alcoolului. Realitatea îl inspiră pe Dinu Săraru sau Dinu Săraru face realitatea. Unde se oprește joaca asta? Chiar dacă nu ne spune, eu îi mulțumesc lui Dinu Săraru. Post scriptum. Nu mai îmi place democrația. Mulțumesc, maestru. Ștefan Mitru este numele meu. Cine nu știe pe Dinu Săraru? Cine nu știe rafalele de înjurături la care a fost supus și încă este supus după 1990 îmi place Dinu Săraru? Și credeți-mă, pe bună dreptate, Dinu Săraru este foarte vinovat. Se face vinovat pentru faptul că există. Încă există. Dacă pe om îl poți ierta, cum să-l ierți pe directorul de teatru și pe scriitor? Îl încriminează însă și faptele sale. Dinu Săraru comite marea, superba, incalificabilă nesăbuință, dar nu trece prin lume neobservat. Și culmea, au început să-i semene și isprăvile dumisale culturale. Și ele sunt foarte observabile. Lasă mereu ceva în urmă, ceva temeinic, ceva care te cheamă. Păi cum să nu-l înjur, să nu-l condamn, să nu tragi din permanență rafale de imprecații asupra acestui om? Una dintre cele mai recente isprăvi culturale ale domniei sale, nu mă refer la cea de acum, puțin mai încolo, este bună oară ediția cu numărul 14 a romanului Niște Țărani, apărut așa la
în momentul în care se îngâna toamna cu iarna. V-aș pune o întrebare foarte simplă. Ce reacție ați văzut în presă? Știați că a apărut a 14-a ediție? Vă închipuiți cei care n-ați avut o mână, dincolo de frumusețea intrinsecă a textului, de valoarea nepieritoare a cărții, ea ca obiect de artă, ce grafică superbă, în ce haine frumoase a ieșit această carte în lume, grație unei colaborări cu marele grafician Mircea Dimitrescu. N-a vorbit nimeni. Este rușinoasă această tăcere a culturii române. Niște țărani, pentru că o iau în ordinea așezării cărților domniei sale în raport cu inima mea, este o carte proaspătă după 40 de ani. Eu compar, iertați-mă pentru asta, cărțile bune cu pepenii copți, proaspăt rupți din vreș, îi iei în brațe și pârie, miros a câmpul din care vin, miros a cerul sub care cresc. Așa este această a 14-a ediție a romanului Niște țăran după 40 de ani. Un pepene copt care miroase a prospețime. Dinu Săraru, între multele greșeli pe care le face, în afară de aia fundamentală că există, scrie cu el însuși, întingând în realitate. Dacă vrea să scrie despre o iarnă, domnia sa ia cuvintele și le întinge, iarăși fiind cu o comparație nepotrivită, așa cum făceam în copilăria noastră îndepărtată, când întingeam dumicații de pâine în tigaia aia cu untură de la țară. Domnia sa ia cuvintele și le întinge când vorbește despre iarnă în parfumul aspru al gerului, când vrea să vorbească despre stele și despre cerul înstelat sau despre lumina năpădoiasă a lumii, ia cuvintele și ne întinge în lumina lor. Când vrea să vorbească despre frig, le întinge în frig. Când vrea să vorbească despre sadul natal, slătioara natală, le întinge în danful de suică din taifasul țăndăros al țăranilor de acolo. Sau în anotimpurile care niciodată nu știi cum le cheamă, pentru că abia ce vin și pleacă și pleacă și pleacă. De-aia, când citești o carte Dinu Săraru, ai senzația că ești înăuntru ei, ești tu acolo, în realitate. El nu scrie despre iarnă, el îți propune o singură variantă, să trăiești iarna, să trăiești dragostea, să iubești cu iubirea lui, să urăști cu gura lui, să-ți fie frig de frigul din carte, să-ți fie cald de căldura din carte, să bei țuica pe care o beau Năiță Lucian și Pătru cel Scurt. Două personaje care nu vor să moară. Pătru cel Scurt, știți bine, pleacă de pe lumea asta înainte de a se încheia povestea. Dar prin plecarea lui, de fapt, el rămâne cu viață perpetuă. Meritul, că mai are și merite, este al creatorului său, Dinu Săraru. Deci, în ordinea raportării la inima mea, este întâi Niște țărani. Și de ce am început cu Niște țărani? Pentru că o să mă întreb spre final, dacă nu cumva mă lasă memoria, de ce nu există și pantantul acestei cărți? Scrisă chiar de Dinu Săraru, Niște boieri. Și am și un răspuns. Dar cea mai recentă, proaspătă, isprava sa culturală, grație minunatului editor, este și editorul meu, trebuie să-l lau din când în când, Ovidiu Ienculescu, este această carte, Ultimul bal la Șarpele Roșu. Din păcate, parfumurile sunt de altă natură aici. Miroasea ipocrizie, miroasea trădare, miroasea lume românească puturoasă, pentru că, din păcate, asta este lumea românească a ultimelor 25 de ani. Ce onomastică suculentă, Dumnezeule, Dandu Patricianu, Dibisfiosu, Agepsina Bumbuț, adică, de undeva, să mă iertați prea sfinția voastră, nu știu dacă toate numele astea sunt trecute prin cristelnița Bisericii Ortodoxe, dar sigur prin cristelnița Marii Literaturi, da. Carnavalul Cătușelor, de fapt el ne-a chemat aici, cum ne cheamă în fiecare zi în fața televizorului, este de fapt un mini-roman. El vine ca un adaos la construcția literară, care este ultimul bal la Șarpele Roșu. Această construcție era frumoasă, era perfectă, chiar dacă miros, cum spuneam, a lumea asta românească, avea destul de încăperi, dar lisa o pivniță. Atmosfera de pivniță există, este chiar această lume în care trăim. A venit și cu acest adaos o pivniță, dar nu a pus-o la subsol, a pus-o la etaj, a pus-o în vârful, a cocoțat-o în vârful romanului anterior, Ultimul bal la Șarpele Roșu. Dar până ajunge la Carnavalul Cătușelor,
ce încheiere antologică feliniană de Brunel, de Custurița la ultimul bar al Șarpelui Roșu, Dandru Patricianu, nicio legătură cu realitatea, deși eu am voie să-mi chipu ca fi putare, ca fi putare, dar nu contează. Are chef de o plimbare cu Sania. Așa sunt ciocoi. Era să comit o greșeală să spun boieri la noi. Și la renciul lui, de undeva din apropierea Bucureștiului, într-o furtună de săpadă, telegari sunt cei doi bodyguards, în hamă bodyguards la Sanie, și ăștia îl trag prin nisoare și el, deși efortul fac ceilalți, moare. Și constată acești bodyguards că nu mai există stăpânul lor, dar nu mai există nici serviciile lor. Și este un dialog, dați-mi voie să citesc, antologic între cei doi, spune primul bodyguard: ăsta e din voții cei vechi, acum au venit alții noi. Al doilea bodyguard zice: tot ăia sunt, nu-ți face tu griji și tu tot la hamul lor tragi. Așa este, Carnavalul Cătușelor confirmă asta. Este o carte care are și un subtitlu: Alba Neagra ca doctrină națională. Eu i-am spus maestrului, când am citit, că nu e corect, nu e complet doar Alba Neagra. Alba Neagra sângerie, pentru că totdeauna este un preț al sângelui. Așa cum moare Dandu Patricianu în ultimul bal la Șarpele Roșu, moare și omul cu Alba Neagra în finalul Carnavalului Cătușelor, această muzică sinistră, oameni buni. Când se aude muzica asta cântând, te duci și ce faci? Scrii pe porțile pușcăriei cu degetele libertate și democrație. Dar simți în timp ce scrii că ți se tocesc degetele până la inimă și ți se tocesc gândurile până la deznădejde. Muzica asta nu ne poate duce spre speranță. Dar literatura e doar literatură. Ea nu este o soluție miraculoasă. Este doar o propunere. Este, ca să folosesc așa vorba unui prieten, să-mi exprim în arhaica veche, este doar o provocație. Dar ce superbă provocație! Acest Carnaval al Cătușilor în sens literal, nu sensului real. Vreau să închei, pentru că există riscul să vorbesc, până a face o mărturisire, maestre. În 2010 am scris unui mare scriitor, laureat Nobel portughez, Saramago, i-am trimis o scrisoare. Am vrut să-i propun un pact. Eu fiind mai tânăr, putând să-i fiu copil aproape, așa ca așezarea generațiilor. Vreau să vă propun ceva. Sunteți dintre oamenii care mă înspăimântă gândindu-mă că ei s-ar putea sfârși în lumea asta. Eu nu vreau să plecați pe aretă de aici. Dar am descoperit un lucru. Dați-mi mie ceva din talentul dumneavoastră și renunț și eu la câțiva din anii mei. Presupunând că voi avea un parcurs normal, nu sincope. Eu vă dau câțiva ani dumneavoastră, dați-mi ceva talent. N-am primit răspunsul, deși am fost și în Portugalia, pentru că, din păcate, Saramago s-a grăbit. Și s-a despărțit de lumea asta chiar o lună sau două mai târziu. Același pact îl am în vedere și în ce privește câțiva români. Foarte puțin să le propun, deși nici eu nu mai am niște ani tineri, dar oricum mai tineri decât al celor cărora vreau să le fac propunerea, să le propun să le dau niște ani din viața mea, ca să le amân pe cât posibil, cât mai târziu sfârșitul. Pentru că avem nevoie de ei. Dinu Săraru este unul dintre cei câțiva. Bună ziua! Știu că e din ce în ce mai cald și încerc să fiu eu cel care va aduce un pic de răcoare. Mai ales că e vremea în care mulți caută să iasă de la răcoare. Vedeți, noi acum încercăm să o obținem. Sunt foarte bucuros că am primit această invitație din partea maestrului Dinu Săraru. Eu oricum, când o să fiu mare, vreau să fiu Dinu Săraru. Pe mine, dacă mă întrebați acum ce vreau eu să fiu, cum o să fiu mare, aș vrea să fiu Dinu Săraru. Pentru că l-am descoperit, mai ales în acești ani din urmă, când nu mai era la lecturile obligatorii, la bibliografia obligatorie, l-am descoperit ca pe cel mai matur și puternic scriitor român și ca cel mai tânăr gazetar într-o breaslă care oricum e pe cale de dispariție. Într-o breaslă care nu mai există, domnul Dinu Săraru reușește să facă meserie. Pentru că ceea ce prezenta mai devreme și domnul Mitroi, acest ultim roman,
intitulat destul de modest roman pamflet. Cred că este mai mult decât o ficțiune și mai mult decât o ironie. E pur și simplu o imagine perfectă. O imagine croită cu multă, cu foarte multă precizie a ceea ce trăim astăzi. Și are ochi de gazetar, are pană de scriitor și are energia de a le pune la oaltă. Și recunosc că asta, pe mine cel puțin, m-a surprins de fiecare dată. De câte ori sună telefonul și văd pe ecran numele domnului Săraru, știu că urmează să-mi povestească ceva cu foarte mult entuziasm. Este omul care încă privește realitatea cu uimirea, dar și cu voluptatea de a o descoperi, de a se lăsa înfășurat în ea și mai ales ulterior de a-i găsi sensul. Cred că noi am pierdut exercițiul ăsta și de-aia e prețios ce ne oferă domnul Săraru în cărțile sale. Sensul realității. Ne lăsăm amețiți de ea, ne poartă, ne arată, ne duce, ne uimește, ne revoltă, ne amuză, ne tristează, dar la sfârșit nu mai știm unde suntem. E ca atunci când te rotește cineva de multe ori legat la ochi și nu mai știi unde erai cu fața. Ei bine, citind inclusiv Carnavalul Cătușelor, descoperim că nu e doar o observație. Undeva acolo e ascunsă și soluția și vă las pe fiecare dintre dumneavoastră să o descoperiți. Nu e doar o descriere, este și o direcție. Nu e doar ochiul ager, este și mintea foarte ascuțită a domnului Dinu Săraru în această carte. Pe lângă faptul că sunt niște imagini absolut geniale acolo, vă recomand să citiți fiecare rând cu mare atenție. E bucățică de literatură în fiecare rând. Sunt descrieri, sunt personaje pe care, sigur, ești tentat tot timpul să le compari cu cele din realitate. Și am făcut și eu asta, o veți face și dumneavoastră, găsiți foarte, foarte, foarte multe asemănări. Dar unele dintre ele sunt atât de puternice încât personajul real pălește. Și cred că asta este măreția ceea ce reușește să facă un mare scriitor când se întâlnește cu un foarte bun gazetar. Vorbește despre bogăția și ticăloșia vremurilor noastre cu relaxare, nu cu încrâncenarea cu care inclusiv unii dintre noi o facem adesea. Și cred că asta e un lucru foarte mare, să ajungi să privești aceste lucruri cu un soi de detașare, dar să nu le lași necenzurate, e ceea ce probabil fiecare dintre noi am putea face ca să ne trezim. Și așa cum s-au trezit acum vreo 3 ani niște români care au ieșit în piața universității și remarca atât de bine atunci maestru Dinu Săraru, înconjurând statuia cu personajele lui Caragiale, au ieșit acolo să spună că nu mai vor lumea asta burlescă în care trăiesc, ei bine, cred că acum mulți dintre dumneavoastră redescoperiți realitatea și prin rândurile scrise de domnul Dinu Săraru și vă invit să o faceți. Cred că este cel mai mare cadou pe care l-ați făcut astăzi venind aici. Cred că domnul Dinu Săraru este cel mai bogat om avându-vă alături. Sunt atât de mulți prieteni pe care aveți domnul Săraru și mulți alții care n-au putut să vină aici, dar care vă vor găsi în carte, încât aveți o obligație, după trilogie, să mai vină încă o trilogie. Mai are timp jurnalul să aștepte, dar mai băgați niște marfă înainte. Vă ținem pumnii. Eu trebuie să mă justific acum de ce am venit astfel înconjurat. M-am întors la editorul meu, pe care l-am descoperit după 1990 și care mi-a făcut multă bucurie în viață și acum, de asemenea, tipărind cartea asta, cu ideea lui de a pune la un loc al doilea volum din trilogie și cu ultimul volum din trilogie și a făcut bine. Abia aștept acum, peste o săptămână, două, trei, să apară în librării cu banderolă trilogia Ciocoilor. L-am invitat aici, cum l-aș fi invitat pe patronul de la Gallimard. El îmi dă o mare sănătate să știu că există și că el conduce această editură. L-am invitat aici pe un ziarist din generația tândră care mă face să-mi treacă de dor de mine la vârsta lui. Să știți că Adrian Ursu este unul din gazetarii care mi-aduce aminte de mine când aveam vârsta lui și când nu stătea nimeni înaintea mea dacă trebuia să spun un adevăr și să-l spun până la capăt, să mă bat pentru el, să mă duc până la capătul pământului. Îmi pare foarte bine că a venit aici și îmi pare foarte bine că mi-aduce aminte de mine, că mă și ambiționează. Nu mai pot fi gazetarul care am fost, dar dacă el este, mă simt și o bine.
Am inventat aici un scriitor, singurul scriitor din literatura română de azi care mă enervează, Ștefan Mitroi. El are atâta talent, ați văzut, încât eu mă simt foarte bine că am 83 de ani și nu mai trebuie să concurez cu el. Ce am avut eu de spus? Am spus să spună și el acum că are un talent cu carul. Și am venit să vi-l arăt, să-l cunoașteți, să țineți minte ce v-am spus eu. Este marele scriitor al literaturii române de astăzi, nu de mâine. Și mă bucur că e aici și mai bucur că încă o dată la 83 de ani nu mai trebuie să concurez cu el, că e mare enervat și mai rău. În orice caz, îmi pare bine că l-am adus aici și l-am descoperit și ca prieten. Vine și el din aceeași lume în care vin niște țărani din primul meu roman, păstrează prospețimea, păstrează farmecul, păstrează puritatea, păstrează poezia acelei lumi care a rămas în amintire și de asta sunt nostalgic. Și el are dreptate că sunt nostalgic. Cum are dreptate și eu. Cine nu e nostalgic, n-are biografie. Cine nu e nostalgic, înseamnă că n-a iubit nimic pe lumea asta și a trăit degeaba. Nu există oameni să n-aibă nostalgie, pentru că nu sunt oameni. Trebuie să fie ceva în viața lor după care să le pară rău și pe care să și-l amintească. Bine să știți că mie îmi pare rău și mi-amintesc cu mândrie toată viața mea. N-am făcut nimic care să nu mă să mă oblige să nu-l mai iubesc sau să-l uit astăzi. Așa am fost de când mă știu și vreau să rămân așa. Vă mulțumesc că sunteți aici, pentru că această carte, Carnavalul Cătușelor, este o mărturie a mea partizană. Pentru că această carte mi-a dat mie satisfacția să mă răcoresc. Și citindu-o veți vedea că vă răcoriți și dumneavoastră. Prea mult a suferit țara asta încât să-și permită de azi înainte să mai sufere cât a suferit în ultimii 10 ani. Trebuie să fim conștienți că acest Carnaval al Cătușelor care a ajuns în România singura muzică este drama noastră a tuturor. Și că de-aia ne e greu să ne gândim la ziua de mâine. De-aia ne e greu să avem încredere în ziua de mâine. De-aia ne e greu să sperăm. Și totuși trebuia să scriu această carte. M-a durut inima când am scris-o. Am scris-o cu tot sufletul meu, dar m-a durut inima că mi-ar fi plăcut ca lumea românească să fie alta. Din păcate, lumea românească este pe bună dreptate, pe merit, că așa merităm lumea care să scoală și să culcă în zângănitul Cătușelor. Eu vă mulțumesc că ați venit pe căldura asta aici și să dea Dumnezeu ca la toamnă să veniți când lansez memoriile, să vedeți cât mă răzbun atunci și cât mă răcoresc. Thank you.
și ne-am întâlnit, nu? De adevăratele. Ne-am căutat și ne-am întâlnit, pentru că ne-am invocat și ne-am... Ne-am cam invocat, nu? Ne-am invocat și ne-am întâlnit. Uneori de bine, alteori de mai puțin bine, nu? Oricum, felicitări pentru interviul ăla, vă spun și pe direct, este probabil cea mai bună piesă... Este probabil cea mai bună piesă de destăinuire politică pe care am văzut-o vreodată, smulsă cu foarte multă abilitate de la personajul numărul 1 care putea să facă astfel de confesiuni. Dacă îmi permiteți, eu vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Ne-am adunat aici într-un moment foarte important, și anume când se lansează un volum semnat de maestru Dinu Săraru, despre care cred că ar trebui să se vorbească mai mult decât într-o știre, mai mult decât într-o relatare despre un eveniment cultural. Este o imagine prinsă între niște coperți a unei Românii extrem de buimace, în care se pierde absolut orice orizont, dar culmea, căreia reușește să-i dea un azimut maestru Dinu Săraru la sfârșitul lecturii și Carnavalului Cătușilor, ca și după ultimul bal la Șarpele Roșu sau după Ciocoii Noi cu Bodyguards, găsești că România pe care o știai este altfel decât o descoperi tu zi cu zi, pentru că are sens. Ceea ce ție ți se pare haos în cartea maestrului Săraru, în fiecare dintre cărțile maestrului Săraru, capătă sens. Spuneam și în intervenția de aici de la lansare, este ca atunci când te lași copleșit de realitatea asta care te rotește, te învârte, ca atunci când ești legat la ochi și nu mai știi de unde ai plecat, ei bine, la sfârșit când te dezleagă, maestru Săraru îți arată spre ce să te uiți și îți arată că lumea asta în care trăim noi totuși are niște soluții și soluția se găsește în fiecare dintre noi, dacă avem puterea să ne descoperim fiecare dintre noi ca fiind capabil să o gestionăm. Eu vă spun, marea realizare a mea după acel interviu pe care l-a descoperit Cristi, mi se pare, nu? Cristi... Ionuț Cristache. Ionuț Cristache, transmite-ți salutări. Bă, l-am lăsat trece, că am vreo 150, 200, 300, 1000 de interviuri, care sunt toate pe internet. Dar marea realizare a fost faptul că m-am apropiat mai mult de maestru Dinu Săraru și ar trebui, așa cum spune domnul Adrian Ursu, cât mai mult mediatizați acești oameni, pentru că o să pățim cum am pățit cu Enescu, cu Cioran, cu Brâncuș, cu Eliade și așa mai departe. Mai ales că e extrem de prețios să stai alături de oamenii ăștia, pentru că dincolo de ceea ce descoperi în scrisul lor, descoperi în dialogul viu cu ei. Și a avea șansa aceasta, cred că e probabil cel mai prețios lucru, așa cum, repet, la fel de prețios pentru maestru Dinu Săraru este că are atâția prieteni și astăzi am văzut doar o parte dintre ei, care au ținut neapărat să fie prezenți aici, dar cât de mulți sunt cei care, citindu-l, îl vor descoperi pe Dinu Săraru ca prietenul care le povestește despre viață. Despre o viață pe care uneori avem nevoie să o găsim și cu ajutorul unui prieten. Și maestrul Dinu Săraru este acesta. Eu vreau să vă spun încă o dată, vă mulțumesc pentru pentru acel interviu pe care l-ați publicat, pentru că mi-ați dat posibilitatea să mă apropii mai mult de maestrul Dinu Săraru. Mă bucur tare mult. Salutări tuturor colegilor dumneavoastră. Mulțumim și noastră, succes în continuare la această. Thank you.
mă bucur tare mult că și aici ne întâlnim. Aici am văzut foarte mulți oameni de spirit mare și mă bucur că există încă așa de mulți. Există și mai mulți decât au venit aici și asta vedem și în sălile de teatru, că sunt pline de obicei, sigur că la spectacolele deosebite, dar oricum încă putem să spunem că ne bucură orice fel de manifestație culturală și că participăm cu mare plăcere. Am spus că încerc să termin ce am de făcut la spital și să încerc să vin neapărat. Păi asta vreau să vă spun, când mai aveți timp și pentru asta, pentru că am avut, am găsit și am avut și îmi face foarte mare plăcere aici și că ne-am întâlnit și îmi face foarte mare plăcere să văd oamenii care vin aici. Sunt întotdeauna oameni deosebiți. Abia aștept să ne întâlnim pentru asta mai mult de vorbă, nu? Și eu, cu mare drag. Salutări Letiției, care e un copil superb, la fel ca și mama ei. Nu seamănă cu mine. Am găsit-o sub o căruță. Toate cele bune. Mulțumesc. Și dumneavoastră, la fel. Convingerea că nu i-am dezamăgit până acum în cărțile mele și în gazetăria mea. Și mi-e drag să văd că sunt atâția cititori ai mei. Căldura asta de foc. Încheierea unui ciclu de cărți care trebuia și cred că depune o mărturie pentru ce se întâmplă acestei nefericite țări care trăiește ca un cod de mărăsie de 10 ani de zile, dar mai mult de 10 ani, de 25 de ani. Și trebuia să las o mărturie, trebuia să mă recoresc, trebuia să arăt că rămân cinstit și trebuia să trag un semnal de alarmă dacă m-am pui să o trag. Dacă mă ajută Dumnezeu, mai urmează o cadă, pregătesc pentru toamnă memorie. Sper să fiu scandal. Thank you.
Stimați telespectatori, vreau să vă prezint un pic și pe doamna Săraru, da, pe soția maestrului, pe mama Alexandrei, pe mama Ruxandrei. Deci o doamnă fericită, care are un soț excepțional, niște fete excepționale. Este, așa este, Dumnezeu m-a ocrotit, am avut o viață frumoasă, la cei 75 de ani ai mei pot să mă uit în urmă și nu, exact ce a spus și soțul meu acolo, de nu prea l-a auzit lumea că nu era sonorizare. De ce nu era sonorizare? Nu știu, s-a întâmplat. Nu s-a crezut că nu se va auzi așa de bine, știi? Deci nu e nimic de care să îmi pară rău. Poate și mă gândesc cu drag la anii care au trecut. Este frumos să ai un soț așa așa de intelectual și de un om cult și un om bun și un om deosebit, nu-i așa? E o mândrie. Mândrie, bineînțeles că este o mândrie, dar altfel este om ca toți oamenii. Și eu sunt un om ca toți oamenii. Așa este, că am fost în vizită la dumneavoastră și m-am simțit excepțional, ca într-o familie cu oameni deosebiți, cu oameni cum se cade, cu oameni ca toți oamenii. Câți vor mai fi acești toți oamenii, nu știu, toți oamenii oameni, nu prea știu, din păcate. Da. Vă doresc numai bine. Mulțumesc, mulțumesc. Când o să fie următoarea lansare a maestrului? Va fi lansarea memoriilor, dar nu asta depinde de dumneavoastră. Deci, stimați telespectatori, în curând maestru Dinu Săraru o să aibă și la noi la Focșani o lansare. Și sper... E o veste foarte bună. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Doamne,